Ascultați Radio România Actualități, astăzi invitata noastră între prieteni este actrița Katia Pascariu, câștigătoarea premiului Gopo pentru cea mai bună actriță în rol principal, rolul unei profesoare a cărei viață e dată peste cap de un scandal sexual în filmul Babardeală cu Bucluc sau Porno Balamuc de Radu Jude, care a primit multe premii și elogii și în străinătate. Cunoscută mai ales în lumea teatrului independent, Katia activează ca trainer și manager cultural, este un artist care promovează teatrul politic și educația prin teatru și militează pentru acces neîngrădit la artă pentru tinerii din Mediter medii defavorizate. E un om direct care nu ezită să-și spună cu sinceritate părerile despre realitatea vieții de femeie în industria artistică, așa cum a dovedit-o și la gala premiilor GOPO. Cadia Pascariu, bun venit la România Actualități! Salut, mersi mult de tot de invitații! Felicitări pentru... Noi mulțumim că ai, ți-ai făcut timp să vii și pe la noi și felicitări pentru premiu! Mersi! Cum l-ai, cum l-ai primit? Cum, Um... <laughs> nu nu ești fană a premiilor. Așa nu, nu, și ca să fiu sinceră, nu. inițial mă gândeam să nu merg la, la gală. Chiar așa, ai fost întrebată dacă vei merge la gală și nu știai până da, de curând. Dacă dar am avut uh, un grup de prietene și prieteni care au zis că hai totuși să încercăm să mergem împreună, să ne mm -hmm. distrăm, să vedem cum e. N-am apucat să merg până acum niciodată și am zis să văd cum e. Am văzut Nu știu dacă te citez pe tine Premiile acestea sunt concurență în mediul artistic De dragul concurenței Cine spune asta? Tu sau Radu Jude? Sau cine avea părerea asta? Că... Posibil să fi fost și părerea lui Radu că că nu... Nu, nu știu dacă nu. am formulat-o eu cu aceste cuvinte Dar da, sunt de acord Nu știu dar înainte de a deveni o actriță foarte bună și apreciată, ai avut parte de multe experiențe care te-au marcat, te-au făcut ceea ce ești astăzi și îți propun să ne întoarcem puțin în timp ca să te cunoaștem mai bine. Mm -hmm. Când ai început să te gândești la meseria asta? <laughs> Când eram mică. <laughs> um... Asta mi-aduc aminte și asta. Știu că dintotdeauna am zis că mă fac actriță, mă rog, unde? fără să. Unde erai tu mică? De unde ești? Unde din București. Aha. Da, da. Deci nu am avut mari dubii, nici nu mi s-au pus vreun obstacol. Am fost lăsată să spun asta până când am ajuns la vârsta când trebuia chiar să iau o decizie și, mă rog, am avut noroc că am intrat din prima și n-a trebuit să mai am. Alte căutări, alte pauze, alte momente în care să mă gândesc stai, că poate nu, că poate. Dar pe urmă, sigur că în facultate și, de fapt, pe tot parcursul carierei de până acum, cred că mereu te întrebi: E bine ce fac, e bine că sunt aici, am ce să fac, unde mă duc. <laughs> te duci, de seara, te duci la teatru, pentru că ai spectacol. Da. La, da, da. la centru educațional replica. Uh -huh. um, spectacol uh, 90, anii 90. Spectacolul se cheamă 90, este despre anii 90, uh -huh. despre tranziția. Tranziția noastră dragă. Be dar e văzută, tranziția. da, da, dar este bine începutul tranziției care, să zicem că e cel mai de impact, cel mai puternic și au fost într-adevăr niște ani. Uh, furtunoși, pe care cred că nu îi înțelegem încă pe deplin. Noi am încercat să-i înțelegem tocmai pentru că noi eram destul de mici echipa spectacolului. Eram preadolescenți, să zicem, unii adolescenți, unii preadolescenți în anii respectivi și am încercat să îi să revizităm prin poveștile familiilor noastre. Um, și spectacolul face parte din um, stagiunea de teatru politic care se s-a juca, jucat în multe locuri, e o stagiune călătoare uh, și în ultima vreme sezonul, sezonul se ține la, la replica. Și la ce, centrul urmează, replica. ce o Joia viitoare mai ai un spectacol, văd aici, la Sala Rapsodia, lucrător universal uh -huh. și te mai putem vedea la Teatrul Evresc de stat, ești angajată la Teatrul Evresc de da, stat. Da, sunt parte din, din companie. Din, din echipă și ești angajată și um, din sporii ființei tale politic, să spunem așa, spuneam că ești implicat de unde această inclinație spre implicare socială și politică când a apărut la tine și convingerea asta că arta poate fi combinată cu politica, ceea ce alții nu prea ar face. Da, nici măcar n-aș zice combinată, arta este politică pur și simplu, da. nu chit că, adică Părerea mea și a noastră este că ea este politică chiar dacă noi acceptăm sau nu acceptăm. Ideea e că dacă nu accepti faci jocurile altcuiva. Dacă accepti, să zicem că ai avea mai multă putere și poți să, să, să schimbi niște lucruri, să propui niște lucruri, să propui niște discursuri. Nu în facultate, din păcate, pentru că e ceva ce nu se discută în facultate sau nu se discuta când eram eu. Nu prea se punea problema în felul ăsta. Dar după facultate am întâlnit cu în special cu, cu David Juvart, cu Mihaila Mihailov, cu Radu Apostol. Ne -am, în, în câțiva ani, așa ne-am ne 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 tot întâlnit, ne-am tot legat, am, am format niște grupuri, ei au format, eu m-am legat de ei și împreună ne-am ne formulat discursurile. Și de la un moment dat mi-am dat seama că. Nici nu mai pot altfel, adică rolul nostru ca, ca artiste și ca artiști este, este strâns legat de societatea în care trăim, de prezent, de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Altfel nu mai are sens, nu văd ce aș putea face ignorând ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Ești preocupată de, de tot ce se întâmplă în societate? Militezi pentru justiție socială, promovezi discuții și abordări directe pe subiecte și teme sensibile, însă reale, pe care... Mulți sunt tentați să le evite, așa cum spuneam. În condițiile în care discursul media mai lasă de dorit și tinde să uniformizeze adevărul, teatrul politic provoacă la dialog, interogând probleme ignorate sau trecute sub tăcere. Tu ai simțit uh, puterea teatrului în acest sens? Da, o simt aproape de fiecare dată. Simt că e un instrument extrem de puternic. Arta e un, un instrument extrem de puternic. Uh, e poate fi folosit în toate direcțiile, de asta se și, se și știe că este întotdeauna, artiștii sunt, sunt folosiți pentru a transmite mesaje, pentru a sensibiliza, pentru orice tip de campanie sau mesaj politic, este întotdeauna util să ai, să ai niște artiști. Și uh. sunt, sunt destui artiști care se implică, care nu stau pe margine și care sunt dispuși La noi? să meargă <laughs> da, da, la noi. Adică, da. e important să avem teatru politic nu? Cum stă teatrul românesc la capitolul ăsta? Nu stă foarte bine, nu e. În primul rând nu stă foarte bine pentru că nu, nu suntem încă în punctul în care să ne asumăm că arta este uh, politică. Noi întotdeauna suntem văzuți ca fiind o, ceva de nișă, așa, pentru ce faceți voi așa, o activitate mai socială uh -huh. ar putea fi considerată uneori și, și o muncă artistică, dar, dar e foarte greu să vorbești de teatru politic când ai atât de puține exemple. Sigur că sunt din ce în ce mai multe, adică cu 10 ani peisajul era mult mai sărac și se vorbea mult mai puțin în termenii ăștia și aici sunt câteva grupuri de artiste și de artiști din teatru, dar nu numai până la urmă dacă vorbim de film nu ne putem referi la Radu Jude și nu mai. deci și pe zona de arte vizuale există un discurs din ce în ce mai mai, mai, mai bine conturat deci lucrurile evoluează, aș spune că astăzi suntem mai bine, stăm mai bine suntem evident influențați și de ce se întâmplă în jurul nostru și de faptul că în lume în general artiștii devin tot mai vocali reacționează, tocmai pentru că sunt niște derapaje incredibile și atunci la un moment dat tu ca om simți că trebuie să reacționezi și faptul că ești artistă sau artista asta te ajută într-un fel? Îți dai seama că ai puterea să ajungi la mai mulți oameni, ai o platformă mai mare și atunci ai șansa asta să, să comunici, să transmiți niște mesaje. Și tu ca manager cultural știi foarte bine că e nevoie de o politică culturală coerentă? Ca manager cultural, din păcate, nu fac decât să să mă chinui să obținem fonduri pentru proiectele noastre și, mă rog, din când în când să mai scriem petiții, cereri și liste cu nevoi și posibile soluții. Lucrezi de 16 ani, nu? În teatru și film. Din, da, am terminat în 2000. Mele. Cinci, șase. șase. <laughs> da. 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 Mersi. În, în, în ultimii... Da. 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 Trece și se i puțin amintirile. Da. În ultimii zece ani oricum te-ai implicat și în proiecte de teatru educațional. Cum ți se pare sistemul de învățământ de la noi? Că ai ajuns să-l cunoști așa, cât de cât. Da, sigur, ca o musafiră, dar o musafiră care la început era ținut în hall și <laughs> a pătruns în living, în dormitor, în bucătărie, în... Uh, și ai ajuns acolo, ai făcut ateliere de teatru cu uh, elevii în școli. Cum reacționează elevii la așa ceva? Uh, Cât de mult îi ajută? Reacționează reacționează foarte bine. Orice om reacționează părerea mea foarte bine de, la un atelier de, de teatru, la un atelier artistic. Uh, oamenii își dau drumul. Toți avem în noi impulsurile astea. Doar că ce se întâmplă, cred, pe parcursul vieții este că suntem învățați să ni le, ni le tot cenzurăm, autocenzurăm. Și Ceea ce facem noi de foarte multe ori este să îi, îi convingem pe oameni să se elibereze. Cu copiii e mai ușor pentru că ei sunt în perioada când nu au aceste forme de cenzură sau sunt de abia la început. Lucrez mult mai bine cu ei. Ce se întâmplă cu sistemul educațional este un pic complicat. Sigur, vorbim acum de resurse, vorbim de bugete, vorbim de cum e percepută clasa asta profesională a cadrelor didactice la, la nivelul țării, vorbim de diferențe și discrepanțe enorme între urban și rural. Și din păcate vorbim din ce în ce mai mult despre privatizarea sistemului educațional și despre dacă ai bani, îți dai copilul la o școală particulară care din păcate nici măcar nu este neapărat mai bună. E doar scumpă. Dar uh, mergi acolo te implici uh, și vrei să transmiți uh, lucruri, ce idee ai vrea să popularizezi în rândul adolescenților. În rândul adolescenților, sigur, vreau să popularizez idei de, legate de libertatea de expresie, legate de solidaritate, legate de un tip de critică, de analiză critică a ceea ce se întâmplă în jur. Un, e pur și simplu să vorbim despre curaj, despre încredere, despre prietenie, despre educație sexuală, adică lucruri pe care, sigur, eu nu mă pricep la toate, dar ce putem noi să facem este să-i încurajăm, să le dăm încredere să le dăm anumite mijloace prin care să se poată exprima mai ușor prin deci, care să citească lumea din jurul lor mai, mai ușor și mai departe, sigur nu, nu lucrăm singure și singuri. Deci lucruri normale lucruri de, de bun da, simț. Da, da, da eu, eu, eu și echipa de la, de la Replica de la Centrul de Teatru Educațional Replica, atât prin spectacolele pe care le facem cât și prin ateliere și prin demersul general despre asta vorbim, prin toate lucrurile astea, despre uh, beneficiile pe care le poate avea teatru, nu ca artă, ci ca uh, mijloc educațional. Vorbeai de uh, puterea de a discerne adevărul, de a se informa tinerii cât mai bine. Trăim vremuri tulburi, complicate, cu tot felul de acțiuni de interese, fake news, dezinformări, care deformează realitatea. Tu cum reușești să iei pulsul societății ca să poți să te exprimi? îndeplină cunoștință de cauză. Cum te informezi? Cum faci să... Evident am anumite canale care sigur că până la urmă găsești ceva pentru orice gusturi și orice părere ai mm. găsești acele canale care să-ți susțină părerile. Deci evident că am și eu canalele mele unde mi se confirmă ideile, ceea ce nu e cel mai bine e bine să citești și, și să urmărești lucrurile cu care ești mai puțin de acord, dar cel mai mult mă ajută să, să fiu cu, cu echipele, cu colectivele mele, cu, cu oamenii în care am încredere și cu care lucrez și cu care îmi petrec cel mai mult timp. Și care te susțin, iată, cei de la stagiunea de teatru politic te felicită pentru premiul Gopo și spun că sunt mândri de tine. Și pentru premiu și pentru atitudinea ta solidară în fața abuzurilor dintr-un sistem patriarchal, pe care, cu timpul împreună, sperăm că îl vom putea schimba, spun ei. Um, da, a... e bine să-ți pui întrebări întotdeauna, e bine să chestionezi. Noi avem tendința să chestionăm tot ce e în jurul nostru, să-i chestionăm pe ceilalți, mai puțin pe noi, e mai dificil. Dar e bine să facem și asta. Te uiți în oglindă, mă refer aici la modul... Metaforic, metaforic. vorbind. Suporți, suporți mai ușor laudele sau criticile, revenind la filmul acesta care a avut parte Criticile și... cred că le suport mai ușor serio? decât laudele, da. Um, da, cum a fost uh, să... Uh, contactată, nu? Pentru că n-ai fost la casting. Te-a căutat Radu Jude și ți-a Dar nu știam. Te bă, de la alte colaborări sau exact. de la alte castinguri. Alte castinguri, alte... El, el vine... Ne știam, de fapt, de la teatru inițial. Mm. El a venit la mai multe spectacole. Bun, și ți-a pus noastre. scenariul acesta în față și ai văzut mm. titlul. Babardeală cu Bucluc. Încă n-avea titlul ăsta. N-avea titlul? Nu, nu. Aha. Dar nu m-ar fi, din contră. Dar am înțeles că filmul începe direct. Da. Um... Și acolo te-ai uitat prima dată, ai văzut scenariul, ce ai zis? Te-ai avut o reținere sau? Nu, nu, no. nu, nu, nu. N-am nu, nu, chiar nu. <asion> adică nu mi s-a părut că ar fi o problemă. Te-ai te dus mai departe, te ai citit mai departe și te-a cucerit, am înțeles. Mi-a plăcut e? foarte mult da, scenariul, da. mi s-a părut foarte smart. Bine, am mai citisem scenarii de ale lui. Iar în ceea ce privește scena, sigur, nu știam exact cum vrea să se petreacă scena asta de nuditate. De fapt, când era în scenariu, era un pic diferit scrisă. Uh -huh. Dar m-a întrebat, mi-a zis, ai sau n-ai vreo reținere? I-am zis că n-am și n-am. Da. <laughs> alte lucruri mi s-au părut mai puternice, mai, mai, ai, mai, mai da. serioase mai importante ai rețineri în asta pe margine simți nevoia să te implici și poate că ți-ai dat seama că filmul surprinde foarte bine societatea de astăzi, nu? da, 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 exact uh, filmul este un, un sumum al multor uh, traume colective și individuale pe care societatea de azi le, le duce. Și a mai apărut ceva pe parcurs personajul numit pandemie uh, pentru că asta a fost înainte, da? De mm -hmm. a pandemia și pe urmă ați fost nevoiți să jucați cu masca pe, pe figură. Cum, cum a fost? Că uh, n-ai putut să înveți să, la facultate așa ceva, să joci un rol nu, cu... Nu, dar am învățat că trebuie să te adaptezi costumului. Ce costum ai, aia, aia joci. Să transmiți din priviri. Spectatorii reușind să Ghicească doar ceea ce vrei să transmiți. Da, asta a fost un pariu aparent riscant al lui Radu și al Ade. Ei au, au luat decizia de a filma totuși în pandemie și de a integra, pentru că s-au mai făcut filme în perioada respectivă, dar fără pandemie s-a ignorat. Aici s-a și putut face acest lucru pentru că era vorba, e vorba despre prezent. Radu chiar și-a seama că e foarte bine să, să, surprindă prezentul, să documenteze istoric cumva prezentul și e foarte bine să, să includă pandemia. Sigur, foarte multă lume a avut rețineri că, le o să fie plictisitor neinteresant cu toată lumea cu, cu măștile pe față. În schimb, la filmări totul a decurs foarte bine, ne-am simțit mai în siguranță. Sigur, nu toată lumea credea în pandemie. Mama. Au fost tot felul de discuții pe care, de fapt, le aveam toți aproape zilnic. Discuții legate de e pandemie, nu e pandemie, masca mă sufocă. Adică lucrurile care apar în film se întâmplau și pe platou, evident. Și toată izolarea și statul acasă s-a bucurat mai mult pisica ta? S-a bucurat Haia. pisica, e adevărat, cum... da, 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 da hai, o cheamă, hai, Lifshitz Pe numele ei complet. Da, deci a fost ok cu pandemia, a fost ok că am, am inclus-o și uite, acum că s-a declarat că s-a terminat pandemia. am <laughs> înțeles da, oare că, sau am înțeles din faptul că ești mai puțin pe acasă. Exact. Și-a dat seama că <gânt> s-a schimbat din nou situația. Mă uitam uh, pe niște statistici. Cum ți se pare că arată consumul de cultură în România? Am citit undeva că în ultimii ani a crescut numărul spectatorilor de cinema și a scăzut publicul de teatru. Iar dintre cei care merg la teatru, majoritatea vor să râdă, să plece de acolo delectați, relaxați, uh, să nu se confrunte cu problemele mai puțin comode ale vieții dar tu vrei să-i angajezi Da, evident, acum legat de consum eu cred că întotdeauna cinema e mai digerabil, a zice pur și simplu gestul de a merge la cinema pare mai, mai relaxat mai ușor asta apropo de cutumele sociale iar acum consumul de cinema cred că de fapt se petrece foarte mult acasă, nu? Avem toate canalele astea plat, toate platformele, da, da. Cu teatru, din păcate, noi, deși consumul poate e redus De fapt, noi nu acoperim, nici măcar în București Dar în alte orașe și localități nu mai vorbesc de rural Noi nu acoperim nevoile reale Iar în ceea ce privește publicul și dorințele publicului Eu cred că oamenii, de fapt, sigur că dacă îi întreb omul, O să zică vreau să mă simt bine Și eu dacă zici, vreau să mă duc la un spectacol Să plec de acolo da. să nu simt că am pierdut o oră sau două dar eu cred că oamenii asta vor: să vadă spectacole bune, care să îi emoționeze, sigur să râdă, să simtă, să, simtă, să înțeleagă, să audă, să vadă. Uh, mai departe depinde de noi. Este responsabilitatea noastră să le oferim lucruri cu sens, dar care să fie și entertainment în același timp, evident. Noi nu, fost, nu suntem împotriva ai entertainment. -ului. Ai fost întrebată probabil de multe ori ce prefer teatru sau film. Um. Am făcut mai mult teatru decât film Deci mi-ar mi mi fi greu să să, să să judec Dar meseria mea Cum zic Eu practic fac același lucru Dar sigur sunt, sunt, sunt mijloace un pic diferite Pe care trebuie să le folosești cu filmul e un pic mai ușor că odată ce l-ai făcut, l-ai încheiat. De exemplu, am mers anul trecut la foarte multe festivaluri de film, ceea ce nu făcusem înainte, și mi-am dat seama cât de diferit e când mergi la un festival de teatru, de fapt tu trebuie să repeți, să montezi, să demontezi, uh -huh. să joci, să nu ai timp, să nimic. Când mergi la un festival de film, o, ești turistă, altceva, de fapt. Exact. <laughs> Te plimbi, vorbești, faci poze, dormi. Ce celebrități ai întâlnit... Și... Radu Jude. <laughs> Cine te-a surprins cel mai mult? Că nu e ceea ce părea, poate, sau... Uh, N-am întâlnit așa, am întâlnit uh, celebrități. Păi ai fost inclusă pe o listă de celebrități. Da, dar nu le-am întâlnit. Nu. <laughs> ce pot să zic, nu știu, Will Smith, nu mă așteptam să reacționeze cum a reacționat. <laughs> da, da. El chiar m-a dezamăgit, dar mă rog, nici nu, e ca și cum aveam o relație înainte. Te-a tentat să încerci... Uh... Industria de cinematografie de dincolo de ocean? Ai fost Ți s-a propus? Nu mi s-a propus nimic. Deci, nu e ca și cum aș avea cu adevărat aceste opțiuni pe masă. Nici eu nu sunt, să zicem, proactivă în acest sens, dar am avut o serie de experiențe foarte plăcute cu persoane din, din zona media, mm. din, din alte țări. Și mi s-au părut niște întâlniri și niște interviuri, și niște um, situații extrem de interesante, în care am văzut oameni foarte bine pregătiți, foarte deschiși, um, și acolo asta am simțit, poate mai mult decât um, că ceea ce facem noi contează. Am simțit că sunt locuri unde. Deși oamenii se plâng foarte mult de ce li se întâmplă și de care e starea, vorbesc nu știu, de țări inclusiv ca Franța, Germania, pe care noi le vedem așa ca niște modele, nu? Deși oamenii se plâng foarte mult de situațiile din țările astea, totuși felul în care se raportează la cultură, la consumul cultural, la educație, la sănătate, lucruri de bază, e diferit. Și asta, asta e ceea ce m-a surprins și zicem ceva ce-mi imaginam, dar anul trecut, având foarte multe călătorii și întâlniri, am simțit-o foarte direct. Mi-a adus aminte acum de ceea ce ne spunea Alina Șerban, ta, și din film, în mm -hmm. acest film a fost aici între prieteni, spunea că trebuie să fii regizorul propriei veți ca să te bucuri de succes și să găsești, să cauți, să găsești deschidere. Sper că ai găsit deschiderea astăzi la noi aici. Mersi și mult, sigur. Și te mai așteptăm. Felicitări încă o dată pentru acest premiu. Cred că te va ajuta pe viitor în carieră toată recunoașterea asta venită și de dincolo și de aici. Nu-mi dau seama, trebuie. eu cred că sunt o persoană cam antipatică, deci nu cred. Nu ești, nu ești deloc și nu chiar mi-a plăcut foarte mult, sună, vocea ta sună foarte frumos. Uh, Mersi, și poate cine vorbești, știe. Vorbești, povestești uh, frumos. Te, te, mai așteptăm între prieteni să știi, dorim succes în continuare și te urmărim și venim să te vedem și la teatru. Mersi mult de tot, vă aștept, vă așteptăm. Numai bine, Catia Pascariu, între prieteni la Radio România Actualități, mâine după și 95 minute ne reauzim. Sunt Dan Creța, o zi frumoasă.